Nu este nevoie neapărat să mergi până la capătul lumii pentru a îndeplini dorința cuiva, dar să ierți poți. Mai ales știind că în schimbul acestei iertări primești iertare de la Dumnezeu pentru toate păcatele vieții tale, dar mai presus de aceasta știind că prin puterea de a ierta te asemeni cu Dumnezeu. Cum să ierți un om rău? Cum să ierți un om care te necăjește? Aducându-ți aminte de Dumnezeu, aducându-i aminte de Cel ce a murit pentru El, aducându-ți aminte că și tu ai nenumărate datorii, aducându-ți aminte de oamenii dragi ție, de felul în care te porți cu ei. Cu toate că vedem copii care își urăsc părinți, părinți care își urăsc copiii și așa mai departe. Cât de departe suntem de chemarea lui Hristos? Puterea de a ierta este proprie celor care se apropie încet de despătimire, care au început să iasă cu încetul din această lume. Care sunt pricinile pentru care urăm un om, pentru care ne supărăm pe el? Are mai mulți bani? Ne-a păcălit într-o afacere? A mers în locul nostru într-o călătorie care se oferea de la locul de muncă și așa mai departe? Toate acestea vin din alipirea noastră de cele materiale, de cele pământești și trecătoare. În măsura în care ne desprindem de ele și ne îndreptăm mintea către Dumnezeu, către viața veșnică, știind că toate sunt deșertăciune, iertăm ușor. Știm că deșertăciune este tot omul și în deșert se tulbură tot pământeanul, cum ne spune prorocul David. Așa că este timpul să ne adâncim în noi, pentru că poruncile Mântuitorului, deși sunt atât de simple, par simple, cer foarte multă profunzime de la noi. Nu complexitate, cer o profunzime care ne uimește prin simplitatea ei. Ni se cere ca gândul nostru să fie pururea întors către noi și către Dumnezeu, să nu se mai alipească de cele trecătoare. Pentru că așa făcând vom ști să descoperim în ceilalți chipul lui Dumnezeu pe care îl poartă. Și dacă Dumnezeu a murit pentru noi pe când noi încă eram păcătoși, cum spune Apostolul Pavel, cine suntem noi ca să-L judecăm pe aproapele nostru? Acestea, avându-le în minte, vom căpăta și îndrăzneala necesară pentru rugăciune și pentru această îndrăzneală vom primi de la Dumnezeu și răspunsul cererii noastre.